Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru perspectiva profetică 2023. Un singur verset voi citi ca o bază de plecare în cuvântul lui Dumnezeu. Este Habacuc, capitolul 3, versetul 2. Habacuc 3:2. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Amin. Permiteți-mi, în numele Domnului Iisus Hristos, cu mult respect pentru dumneavoastră, toți ascultătorii, cei din sală, din sanctuar, cei de la internet și cei care vor fi apoi la Vocea Creștinilor, pentru că am permis fratelui Ciprian Luca să preia mesajul și să-l pună pe Vocea Creștinilor, la cererea multor ascultători. Permiteți-mi să spun cu multă smerenie două lucruri. Primul este acesta. Cuvântul care vine în fața dumneavoastră nu este o profeție, este o perspectivă profetică, adică este o analiză făcută în profețiile Scripturii asupra evenimentelor care urmează să se întâmple în lumea în care noi trăim și despre care Sfinții Profeți și Apostoli au vorbit cu mii de ani în urmă. Deci cu mii de ani în urmă. Acesta este primul lucru. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l specific este cel pe care l-a spus și Sfântul Apostol Pavel. Cunoaștem în parte, profețim în parte și învățăm în parte, predăm în parte. Nu suntem desăvârșiți și nu avem pretenția, eu nu am pretenția, că tot ce voi spune din cuvântul Domnului este absolut. Vorbim în parte. Este funcție de cât ne permite Domnul, prin Duhul lui cel Sfânt, să pătrundem pentru astăzi în tainele cuvântului lui Dumnezeu. Vedeți, profeții din vechime au vorbit despre lucrurile pe care noi le aducem în fața dumneavoastră astăzi din Scriptură. Dar ei n-au înțeles despre ce vorbesc. N-au înțeles, măcar că erau profeții Domnului. S-au rugat, au cercetat, au stăruit și au spus, spune-ne despre ce vorbești. Daniel, cel mai mare profet cu privire la vremea sfârșitului din vechime, a spus, n-am înțeles despre ce este vorba. Și ce i s-a spus lui Daniel? Nu sunt pentru tine lucrurile acestea, ci sunt pentru vremurile cele mai de pe urmă. În engleză, the latter days time. Cele mai de pe urmă. Atunci cunoștința va crește și cine va cerceta și va studia va înțelege. Deci cunoștința crește în fiecare zi mai mult. Și de aceea trebuie să spunem cu smerenie, cunoaștem în parte și vorbim în parte despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a revelat. Dar, veți vedea, ele fac sens și se pot observa în generația noastră. Prin harul Domnului am ajuns să intrăm în anul 2023. Ce se va întâmpla în anul acesta? Cum va arăta anul acesta? Ca să putem să înțelegem atmosfera în care profețiile se împlinesc, primul lucru la care vă invit să ne uităm cu multă atenție este Orientul Mijlociu.
acolo unde este Israel așezat și o mulțime de state arabe în jurul lui Israel. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Orientul Mijlociu este problematic pentru cel puțin două mari adevăruri. Primul, care este cel mai mare, este că Israel s-a întors înapoi acasă și din Israel, dintre iudei, dintre evrei, s-a născut Iisus Hristos Mântuitorul. Datorită acestui fapt, Israel este un popor invidiat, este un popor urât și trist este că de multe ori în biserici se predică o teologie nebiblică. M-ați auzit bine, nebiblică. Ceea pe care noi vă spunem este biblică, dar să predic o teologie nebiblică când se afirmă că Israel a încetat să mai fie în centru atenției lui Dumnezeu și toate profețiile trebuiesc văzute prin biserică. Nu este drept. Biserica nu înlocuiește pe Israel, Israel nu înlocuiește biserica. Sunt două entități diferite înaintea Domnului și Dumnezeu încă are de lucru cu Israel. Deci primul adevăr este Israel întors înapoi acasă și faptul că Iisus s-a născut în Israel și este Mântuitorul nostru. Ura diavolului este imensă asupra acestui popor. Și vă aduc aminte doar ca o paranteză, un lucru din vechime care și astăzi este observabil. Dacă veți cumpăra o ilustrată cu Ierusalimul, o ilustrată, dar cu Ierusalimul văzut de sus, dintr-o dronă sau din avion sau din satelit, veți observa un lucru interesant, și anume, în vechime, când cineva era o personalitate puternică, un împărat, un înțelept, un profet mare, un bogat celebru, mergea până acolo, așa cum spune Sfânta Scriptură, zice, sunt așa de mari că dau nume la țări și pun numele lor la munți, la râuri, la cetăți. Ați citit asta în Biblie. Deci când cineva era foarte mare, îi se dădea numele lui personal, uneori țării dacă era împărat, alteori locului unde locuia și la intrarea în oraș, dacă era de exemplu vorba de oraș, la intrarea în oraș era în piatră inscripție cu numele lui. Ori dacă era o personalitate ieșită din comun de importantă și de mare, nu trebuia să scrie tot numele. Prima literă din nume era suficient. Și lumea înțelegea despre ce este vorba acolo. Dar când te uiți din satelit sau din o dronă sau din o imagine făcută din avion peste Ierusalim, veți vedea imaginea aceasta. Dacă puteți să puneți camera pe ea și să-mi arătați și mie să văd acolo, că arătați ce vă spun eu prin îndurarea Domnului. Aici este ceea ce în ebraică numim litera Shin. Shin. Da, se vede bine. Litera Shin. Da, Ierusalimul așa arată, înconjurat de zidurile vechi. În felul acesta arată. Aici este Chedronul, Valea Chedronului. Dacă are punctul acesta, se numește Shin. Dacă nu are punctul acela, se numește Sin. Deci ca și în limba română. S și dacă are virgula de desubt, este Shi. Ce credeți că este aici? Templu. Templu. Unde Domnul și-a pus numele.
Și a fost suficient ca Domnul să-și pună numele acolo și prima literă din numele lui, numit Shaddai, cel atotputernic. Și diavolul este așa de iritat că de acolo, din locurile de sus, locuri cerești unde stă și acum, ori de câte ori se uită peste Ierusalim, vede numele lui Dumnezeu, Shaddai, cel atotputernic. Și de aceea, în Psalmul 83, a instigat țările arabe din jur până acolo să meargă și să zică, haidem să mergem și să ștergem numele lui Israel și a lui Dumnezeu, că vrem să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Psalmul 83 cu versetul 4 și cu versetul 12. Nu vrea să mai vadă că există, de aceea este o ură continuă asupra lui Israel. Primul lucru. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l înțelegeți dumneavoastră împreună cu mine, de ce sunt probleme în Orientul Mijlociu și de ce Orientul Mijlociu dictează politica și economia lumii contemporane. În Israel este o neînțelegere între rude. Și când rudele sunt certate, e greu să faci ordine acolo, între rude. Și în Orientul Mijlociu, frați și surori, doamnelor și domnilor, de ce avem probleme? Sunt 5 construcții de rudenie diferite, care învrăjbesc situația de acolo și la care lumea din tot timpul, inclusiv cea contemporană, cât de abili vor fi politicienii noștri de astăzi, nu sunt capabili să facă ordine. Haideți să vi le spun în ordinea în care s-au revelat ele în Scriptură. Este vrajbă între descendenții a două mame, Sara și Hagar. Adică este Isaac și Hagareniții. Isaac și Hagareniții. Din Hagar s-au născut Hagareniții. Citiți în Psalmul 83 despre ei. Cine sunt Hagareniții? Este populația din nordul Egiptului. Hagar era egipteancă. Este populația din nordul Egiptului. Deci este o vrajbă între descendenții a două mame, Sara și Hagar. Geneza 16, Geneza 21, Psalmul 83. 2. Este vrajbă între descendenții a doi frați, Isaac și Ismael. Geneza 16, 17 și 21. Ismael fiind astăzi Arabia Saudită. Acolo s-au așezat în răsărit ismaeliții. Arabia Saudită. Și o să revin asupra acestui fapt. 3. Este vrajbă, neînțelegere între descendenții a doi gemeni, Iacob și Esau, adică palestinienii de astăzi. Geneza 25 până la 28, Geneza 32 și 33. Deci din Esau sunt descendenți palestinienii de astăzi. 4. În Orientul Mijlociu este o vrajbă continuă între verișori. Sunt israeliții, amoniții și moabiții ai lui Lot. Deci, amoniții, Amon și Moab. Adică între Israel și Iordania de astăzi. Numeri 22 la 25, Judecători 3 și 10 și 11.
2 Împărați, capitolul 3 și 2 Cronici 20. Și apoi este a cincea vrajbă, încrengătură, între strănepoți, evrei și amaleciți. Amaleciții se trag din Avram până la urmă, din Chetura. Deci amaleciți, evrei și amaleciți. Amaleciții sunt locuitorii Gazei de astăzi, deci tot palestinieni, și parte din nordul Egiptului, pentru că ei au stat în peninsula Sinai, parte din nordul Egiptului, Numeri 14 și Judecători 3. Și atunci, având o astfel de compoziție în populație, avem conflicte care nu se mai rezolvă. Suntem români și în România încă sunt și astăzi conflicte de felul acesta și au fost foarte mari imediat după așa zisa revoluție din decembrie 89. Guvernul român a hotărât să redea oamenilor pământul. Și unde au fost conflictele? Unde au fost? Între frați. S-au bătut și s-au omorât în România pentru împărțirea pământului. S-au bătut și s-au omorât. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar vreau să vă spun acest lucru pe care l-am auzit de la fratele Aurel Pop, pastor Aurel Pop, rudeniile dânsului sunt aici, familia Crihelmean. Spunea fratele Aurel că a plecat de la Brașov, unde locuiește, în Sălaj, la Ilanda. Nu? Ilanda. Unde locuia tatăl dânsului. Cred că tata adoptiv sau... Da. S-a dus să viziteze pe bătrânul tată. Și cum se face în România, cum este obicei și astăzi, fiind singur în mașină, a oprit la un moment dat într-un loc unde oamenii au făcut cu mâna, spunea dânsul. Și a luat un domn în mașină, un nene, cum spun românii. Da, spunea fratele Aurel Pop, când am oprit în mașină, aveam o casetă cu un mesaj de la dumneavoastră din biserică, de la Emanuel. Și l-am luat pe om și l-am întrebat unde se duce și a spus, mă duc până la Dej. Și am spus, bine, zic, trec prin Dej, a spus dânsul, ca în drum spre Ilanda. Când am pornit mașina, a pornit și caseta înapoi. Și după ce s-a terminat caseta, era și pe o parte și pe alta înregistrată. Spune fratele Aurel, am luat-o să o întorc ca să meargă și partea cealaltă. Dar omul care l-am luat în mașină a zis, domnule, nu o scoate de acolo, mai pune o dată. Și a spus, nu scot, vreau să o întorc, că nu s-a terminat mesajul. Să ascultăm și partea cealaltă și după aceea, dacă vreți, vă mai pun o dată. Deci au pus și partea a doua și au zis, mai pune o dată, domnule. Și a mai pus o dată. Și când s-a terminat și a doua oară, se apropiau de deja acum, omul acela l-a întrebat pe fratele păstor Aurel Pop. Auzi, dar de unde știe omul ăsta care e problema mea? Și a zis, păi nu știe omul ăsta care e problema dumneavoastră, că nu vă cunoaște. Nu știe nici care e problema mea, eu îl știu pe dânsul, dar nu știe el problema dumneavoastră. A, nu-mi spune mie din ale domnule, zice, ăsta știe, zice, toată problema mea mi-a spus-o. De unde știe? Și atunci fratele Aurel a zis, domnule,
Omul ăsta nu vă știe, omul ăsta lucrește în America și predică Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mesajul acesta de la Dumnezeu a fost pentru dumneata, trebuie să te bucuri, să-i mulțumești lui Dumnezeu că s-a îndurat Dumnezeu de dumneata. Și uite, ți-a vorbit. Și spune fratele Aurel Pop, omul acela a început să plângă. Să plângă. Și a zis, domnule, știi de ce mă duc eu la Dej? Și a spus, nu știu. Păi mă duc la tribunal. Dar ce faci la tribunal? Păi l-am dat pe fratele meu în tribunal pentru că am impresia că a luat mai mult pământ decât mine. Dar dacă Dumnezeu mi-a vorbit prin omul ăsta care nu mă cunoaște și spui că e din Scriptură ce a vorbit, uite, eu vă spun, opresc în Dej, că n-am ce face, mă duc până acolo, că mai am și ceva rude, dar nu mă mai duc la tribunal. Să fie pământul lui, eu vreau să fiu bine cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Rudele-s greu de mulțumit. Și în Orientul Mijlociu este această încrengătură în cinci direcții. Și toate sunt legate de Israel. Toate sunt legate de Israel. Atunci, se pune întrebarea, la ora aceasta, ce se poate întâmpla? Am să vă spun, după înțelegerea mea în Scriptură și după analiza pe care Duhul Domnului m-a ajutat să o am, și ascultând și pe alții și citind și pe alți comentatori biblici și profeți, comentatori în profeții, lucrul la care vom asista în anul acesta, iarăși foarte puternic, este efortul noului guvern israelian, condus acum din nou de Benjamin Netanyahu, efortul noului guvern israelian de a strânge cât mai multe state arabe împreună, să facă prietenie cu ele, pentru că trebuie să știți, la ora actuală, când eu vă vorbesc, statele arabe, statele islamice, nu recunosc pe Israel ca stat. Nu recunosc pe Israel ca stat. Palestinienii care sunt acolo, nu, la ei în grădină, nu recunosc pe Israel ca stat. Însă, sub Benjamin Netanyahu și fostul președinte american Trump, s-au făcut discuții în culise și s-a ajuns la ceea ce se numește The Abraham Accords, înțelegerile sau acordul sau tratativele Abraham, care au scopul, cum am spus, să câștige inima lumii arabe, să recunoască pe Israel ca stat și să facă tratate de pace, pentru că la ora actuală, nerecunoscându-l pe Israel ca stat, Israel este într-o poziție foarte dificilă și anume este într-o poziție de declarație de război cu toate statele arabe cu care nu au tratative de pace. În prima fază s-a făcut înțelegere și acord de recunoaștere a lui Israel ca stat și de schimburi de ambasade între Maroc, Bahrain, United Arab Emirates, Emiratele Arabe Unite și Sudanul. Deci Marocul, Bahrainul, Emiratele Arabe Unite și Sudanul. Și sigur că înainte Israel a avut tratative de pace cu Egiptul și cu Iordania. La ora actuală, când eu vă vorbesc, înainte ca săptămâna trecută Benjamin Netanyahu și noul cabinet, noul guvern pe care l-a format, să depună jurământul, Benjamin Netanyahu a făcut o călătorie urgentă în Arabia Saudită. Și acolo s-a întâlnit cu prințul moștenitor al coroanei Arabiei Saudite, cu Mohammed bin Salman, cunoscut în
presă MBL, MBS, MBS. Mohammed bin Salman este prințul moștenitor al Arabiei Saudite, tatăl lui este rege, dar este bătrân și neputincios și imediat ce tatăl lui moare, cel ce este desemnat prinț moștenitor va lua corona. Mohammed bin Salman nu este cel mai potrivit om cu care să faci tratative politice. Este un românește, cred că poate corect să spun, este un șmecher și un perfid de clasă. Se pare că el a fost cel care a pus la punct asasinarea jurnalistului saudit Khashoggi la consulatul din Turcia. A trimis o echipă specială acolo care, atunci când Khashoggi a intrat în consulat, au început să sară asupra lui și unul din echipa aceasta de teroriști, medic, în loc să-și facă slujba de medic, să mă scuzați că sunt poate grafic pentru unii, în loc să-și facă slujba de medic, a făcut-o una de terorist cu aparate de făcut operații, l-a disectat, l-a tăiat în bucăți pe Khashoggi și l-a pus în niște geamantane și a dispărut și n-a mai fost găsit. Pentru că acest jurnalist care scria pentru Washington Post, pentru ziar american, a criticat pe Mohammed bin Salman și nu-i place la înălțimea lui să fie criticat și să-i se spună jmecheriile, perfidiile, asasinatele politice. Și atunci, ca să scape de el, a pus la punct asasinarea lui. Dar, cu toate acestea, Benjamin Netanyahu s-a dus, a vorbit cu el, cu două săptămâni în urmă, și în declarația pe care Mohammed bin Salman a făcut-o împreună cu Benjamin Netanyahu, este că într-un timp foarte scurt, poate anul acesta să asistăm la acest lucru, Arabia Saudită va recunoaște Israelul ca stat de sine stătător și vor face schimburi politice cu reprezentanță de ambasadă între cele două, între cele două state. Va fi un pas mare. Sigur că lucrul acesta, dacă ne uităm bine în jurul nostru, lucrul acesta nu o să placă celorlalte state arabe care n-au relații cu Israelul, dar nu o să placă mai ales Iranului. Nu o să placă Iranului. Iranul este, nu este stat arab, este stat persan, farsi, Persia. Dar este un stat islamic și islamismul iranian nu este cel al Arabiei Saudite, care e capitala lumii islamice mondiale, nu, la Mecca. Toată lumea merge la Mecca pentru că în punctele de credință islamice sunt cinci și unul din acele cinci puncte de credință, ca să poți să intri în raiul lui Mahomed, este Hajj. Nu-i Hajji al nostru, să nu-l confundați. Hajj însemnează o dată în viață, măcar, să faci un pelerinaj la Mecca, acolo unde este o moschee mare, în jurul unei pietre negre, care se pare că este un meteorit, și în păgânismul arab, meteoritul acesta a căzut din cer, probabil de pe lună, este considerat sfânt și trebuie să mergi o dată în viață, dacă se poate, să faci un pelerinaj. Și atunci ai ajuns Hajj, pelerin, în locurile sfinte. Și cei ce fac lucrul acesta sunt musulmanii de rit sunit, sunni. Aceștia, bună oră, sunt mai moderați. Pe când Iranul este islamism de rit șia, șiiți. Sunt 300 de milioane de arabi șiiți, ei sunt cei mai legaliști și poziția și atitudinea lor, inclusiv față de sunni, de Arabia Saudită, de
pentru că Arabia Saudită are centrul islamic mondial, cum Israel are Ierusalimul, nu? Iranul vrea să pună mâna pe Arabia Saudită și să controleze ei închinarea islamică curată, așa cum consideră ei, după ritualurile șiite. Și atunci, Arabia Saudită ar fi interesată să deschidă relații cu Israelul, în ciuda opoziției celorlalte state arabe. De ce? Pentru că Arabia Saudită se teme de Iran. Iranul este mai mare, este dotat militar mai puternic și tendințele Iranului sunt tendințe de hegemonie în lumea islamică, de dominație în lumea islamică. Dacă vor ajunge să pună mâna și pe armă nucleară, Iranul este un stat periculos la ora actuală, datorită faptului că este condus de cinci personalități șiite, de gradul cel mai înalt în lumea lor ierarhică, numiți ayatollahi, și deci conducerea este absolut religioasă, nu președintele statului are puterea, președintele este o marionetă în mâna Consiliului Suprem al Revoluției Islamice, format din cinci ayatollahi, deci din cinci lideri religioși șiiți. Aceștia vor să pună mâna pe toată conducerea islamică și pe toate statele arabe. Arabia Saudită se teme de lucrul acesta și de aceea s-ar grăbi să deschidă relații diplomatice cu Israelul, pentru că știe că Israelul dispune de o armată foarte bine pusă la punct, este dotat din două puncte de vedere. Odată, ei sunt binecuvântați de Domnul să facă invenții din cele mai năstrusnice și au armament cum n-are nimeni, unu, și doi, până la ora actuală au fost sponsorați de America și toate invențiile militare americane există în Israel. Sunt puse la dispoziția lor. Arabia Saudită știe lucrul acesta și ar avea nevoie de Israel dacă este o confruntare militară între Arabia Saudită și Iranul, să poată să mizeze pe ajutorul Israelului ca să disciplineze Iranul. Și lucrul acesta se poate întâmpla anul acesta, pentru că guvernul israelian este instalat, Benjamin Netanyahu este în putere, iar tratativele sunt în curs de desfășurare. Pe lângă aceasta, tot în anul acesta, este foarte posibil să aibă loc o împlinire profetică, a ceea ce v-am spus de multe ori, a textului din profeției din Ieremia 49 cu 35 la 39, unde cuvântul Domnului spune că Elamul va fi pedepsit. Elamul va fi pedepsit. Elamul a fost un regat antic care a fost cucerit de către perși și înglobat în Imperiul Persan. Și a rămas în Imperiul Persan și în statul iranian până la ora de astăzi. Sud-vestul Iranului este format din vechiul ținut al Elamului. Și aici, în sud-vestul Elamului, sunt cele mai puternice baze militare iraniene, pentru că sunt aproape de Golful Persic, pot să controleze mișcările de vapoare care sunt în Golf, care vin după petrol în statele arabe, nu? Acolo este lumea petrolului, a energiei mondiale, și de aceea Iranul a investit în centrale și în baze militare puternice în sud-vestul Iranului, în Elam și mai ales în Bușer. În Bușer, acolo este orașul Bușer, este și cea mai mare centrală de prelucrare a uraniului.
Iar Benjamin Netanyahu, când a ținut discursul de preluare a puterii în Israel, săptămâna trecută, a făcut această declarație. Unul din punctele mele și ale guvernului pe care l-am ales este să oprim Iranul în a ajunge să facă armă nucleară. Deci, odată ce parte din politica guvernului lui este aceasta, însemnează că Benjamin Netanyahu se gândește, poate anul acesta, să lovească Elamul, Iranul, să lovească Busherul, orașul acesta, acolo unde este centrala nucleară și baza militară de lansare a rachetelor cu rază lungă de acțiune, și în felul acesta să handicapeze Iranul de a pune mâna pe armă nucleară. Iar din declarația de săptămâna trecută a Iranului, Iranul s-a supărat când a auzit lucrul acesta de la Benjamin Netanyahu, Iranul a declarat și a zis așa: după cantitatea de uraniu îmbogățit, deci care i-a crescut puterea de explozie, ca să spun așa, pe care o avem, este posibil ca în aproximativ 5 săptămâni să avem uraniu care să-l folosim pentru cel puțin 2 arme nucleare. În 5 săptămâni. Aceasta este o declarație incendiară, iar guvernul israelian nu va sta nepăsător la o astfel de declarație. Așa că foarte curând s-ar putea să auzim de un nou război, nu numai de cel din Ucraina și Rusia, un război între Israel și Iran. Va fi scurt, pentru că intervenția israeliană va fi una rapidă. Armata israeliană este, cum am spus, bine dotată și bine pusă la punct, și odată ce Iranul este pus la punct în ce privește lansarea rachetelor, nu mai poate să aibă puterea ca să se ridice, îi va trebui un pic de timp și, bineînțeles, în timpul acesta va fi asistat de Rusia pentru războiul cel mare, Ezechiel 38 și 39 al lui Gog, dar în care Israelul nu va mișca un deget împotriva lor, pentru că la războiul acela va interveni Dumnezeu și în mod supranatural. Toată armata care va veni împotriva lui Israel, armată rusească, armată iraniană, armată turcească, Togarma, armată probabil chiar germană, Gomeru. Nemții nu s-au pocăit în privința aceasta a hegemoniei și au multe investiții în Iran. De asemenea, Libia, Etiopia, asociați cu ei, și toate hordele, cum numește Ezechiel, cu acestea se va război direct Dumnezeu prin intervenții supranaturale. Foc din cer și, de asemenea, o grindină imensă cu bucăți de gheață de câțiva talanți în mărime. Un talant, să nu uitați, care, dacă este un talant obișnuit, are 36 de kilograme, iar dacă este talant regal, are 54 de kilograme. Deci dacă se trezește cineva că îi cade în cap o bucată de gheață de 36 de kilograme, poate să viseze deja raiul lui Mahomet. E pregătit și e dus în direcția aceasta. Poate că am fost ironic, dar aceasta este realitatea. Astea sunt lucrurile care se pregătesc și nu-i mirare, n-ar fi mirare deloc anul acesta să le vedem împlinindu-se. Un alt aspect care este de asemenea posibil să se vadă în anul acesta, tot datorită noului guvern israelian, Benjamin Netanyahu este
un om care studiază foarte mult profețiile. Și una din afirmațiile lui pe care le-a făcut a fost aceasta: da, în programul meu de guvernare întrezăresc și întrevăd construcția celui al treilea templu. Când faci o astfel de afirmație, biserica ar trebui să sară în sus. Venirea Domnului este așa de aproape. Dacă el spune că mă gândesc la construcția celui de-al treilea templu, nu este un lucru simplu și ușor, mai ales că acum au și vaca roșie. Când el a făcut această afirmație și a anunțat, săptămâna trecută, a anunțat cabinetul pe care vrea să-l pună la punct și că vrea să-l aibă și acum și-au depus jurământul, unul din membrii cabinetului lui Benjamin Netanyahu se numește Itamar Ben Gvir. Itamar Ben Gvir. L-a numit ministrul de interne și ministrul securității statului israelian. În lumea politică, Itamar Ben Gvir este considerat un extremist de dreapta, în sensul că este intolerant la atacuri islamice și la poziția islamică față de Israel și față de Ierusalim. Și Itamar Ben Gvir a spus: departamentul meu nu va îngădui extremiștilor islamici să mai dicteze viața noastră socială, viața religioasă și politica statului evreu. Și, ascultați acum ce vă spun din declarația lui, întrevăd că în exercițiul guvernamental din care fac parte, chiar în primul an de guvernare, anul acesta, vom vedea evrei pe muntele templului mergând să se închine în locul unde se crede că a fost templul lui Solomon. Muntele templului, muntele Moria, dacă cineva nu știe, măcar că Israel a declarat Ierusalimul capitală din 1967 și a cucerit Ierusalimul, Israel a lăsat administrația muntelui templului, muntelui Moria. Este o suprafață plată, cea mai înaltă din Ierusalim, dar este o suprafață plată de 36 de acri, pe care sunt construite două moscheie islamice, Aqsa și Omar, Dome of the Rock, Aqsa și Dome of the Rock. Iar evreii nu au voie ca să se ducă pe muntele Moria și să se roage la Dumnezeu. Numai jos, la poala muntelui, acolo unde vedeți dumneavoastră la zidul plângerii. Numai acolo au voie evreii să se ducă să se roage. Itamar Ben Gvir a spus: sub administrația noastră, nouă, și a conducerii mele, evreii trebuie să aibă dreptul să meargă pe muntele sfânt și să se roage lui Dumnezeu. Ei, lucrul acesta l-a înfuriat pe regele Abdullah al II-lea al Iordaniei. Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei este un om cu minte, un aliat al vestului, un om echilibrat, dar săptămâna trecută, dacă v-ați uitat sau ați auzit la știri, și la CNN, și la Fox, și pe internet, regele Abdullah al II-lea a spus așa: dacă Benjamin Netanyahu cu guvernul lui vor să ia din administrație, Iordania administrează muntele Moria, deci a lăsat la îndemâna Iordaniei să administreze platforma aceasta unde a fost templu. Dacă Benjamin Netanyahu vrea să aducă evrei să se închine pe muntele Moria și să aibă curajul să ne întărâte, noi suntem gata să răspundem la întărâtare. Aceasta este o declarație de război. Este o declarație de război care are greutate, pentru că a spus-o regele. N-a spus-o un om din stradă din Iordania. A spus-o regele.
Și vom privi în anul acesta la această avalanșă de evenimente politice, religioase, sociale, care fac exact ceea ce spunea Sfântul Apostol Petru. Grăbesc venirea Fiului lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos. Și noi trăim acest adevăr, începând cu acest an în care am intrat deja de aproape 24 de ore. Deci, deși Israel are relații politice și diplomatice cu Iordania, Iordania este neconfortabilă cu noul guvern israelian, pentru că Iordania administrează muntele Moria, este neconfortabilă, pentru că dacă evreii se duc acolo, Iordania este acuzată de lumea arabă, de lumea islamică, că nu este în stare să administreze locurile sfinte islamice, că sunt considerate sfinte dacă sunt două moschei acolo. Și evreii n-au ce căuta. Este ciudat că la tine acasă n-ai ce să cauți în curtea casei, nu? Evreii sunt acasă în Ierusalim și n-au voie să se ducă să se închine lui Dumnezeu la ei acasă. Ei au fost pașnici când au cucerit Ierusalimul în 67. Au zis, pentru că vrem să trăim în pace cu lumea islamică, cu lumea arabă pe care tocmai am învins-o în acest război, vrem să le arătăm că vrem să trăim în pace. Noi nu ne vom duce pe muntele sfânt să ne închinăm. Continuăm să ne închinăm la zidul plângerii, lăsăm Iordania să administreze locurile acestea, că ei au administrat din 1924 încoace, dar acum regele Iordaniei spune, dacă un picior de evreu merge acolo și cu aceasta vor să ne întărâte, suntem gata să răspundem. Gata să răspundem. Un alt lucru pe care trebuie să-l observați și anul acesta de asemenea este foarte posibil să facă vâlvă și să-l auziți în presă și la știri și în mișcările internaționale, este întâlnirea tot de săptămâna trecută care a avut loc la Moscova între miniștrii apărării Siriei, Rusiei și Turciei. Deci săptămâna trecută, miniștrii apărării ai Siriei, Turciei și Rusiei s-au întâlnit la Moscova, de asemenea însoțiți de șefii securității celor trei state și au discutat împreună cum să colaboreze mai bine în zonă. În zonă, fiind în Siria și în Turcia, bineînțeles. Iar după ce s-au întâlnit, Putin i-a trimis lui Netanyahu un mesaj prin care i-a spus vreau să încetați să mai faceți incursiuni militare cu avioanele în Siria ca să loviți bazele militare siriene și iraniene din Siria, pentru că dacă veți continua, va trebui să vă întâlniți cu puterea noastră militară din Siria. Altă declarație de pace, nu? Altă declarație de pace, făcută de Putin. Și Putin se ține de cuvânt, că a zis că se duce în Ucraina și s-a dus în Ucraina. Ce se întâmplă? Ce însemnează amenințările acestea din perspectivă profetică? Aceasta însemnează că Israel este pus în situația să se simtă izolat
politic și economic de către vest. Pentru că dacă Israel este amenințat, vestul la ora actuală este așa, wishy-washy, nici cum. Cu toate că, eu cred, și noastră urmăriți, eu cred că în spatele cuvintelor lui Putin este practic pregătirea profeției din Ezechiel 38, războiul lui Gog. De ce? La ora actuală, Europa de vest este într-o criză energetică cum n-a mai fost. Se moare de frig în Germania, se moare de frig în Italia, în Anglia, în țări civilizate. De ce? Pentru că, deși președintele Trump, în timpul exercițiului lui, a cerut Europei, nu faceți tratat economic cu Rusia și construiți conductele acelea de transport a petrolului și a gazului din Rusia. Rusia are rezerve imense de petrol și de gaz. Nu faceți tratatul acesta. Vă dăm noi gaz, vă dăm noi petrol cât vreți, pentru că America dispune de petrol. L-a nemicit președintele Biden, dar America are rezerve imense și de gaz, metan și de petrol. Însă Germania n-a vrut să asculte. Au făcut tratative, au plătit miliarde de dolari. Iar la ora actuală, Rusia a închis robinetul. Și nu mai este gaz, nici petrol, ca să încălzească casele oamenilor, spitale, întreprinderi în Europa de vest. Și când Rusia și cu Iranul și cu Turcia și cu aliații ceilalți vor veni împotriva lui Israel, aduceți-vă aminte că au fost întrebați, ai venit să iai pradă? Știți ce văd eu în situația care s-a creat în Europa? Eu văd o ocazie pentru Israel să vină în ajutorul Europei de vest, să salveze situația din Europa de vest. În ce sens? Israel, la ora actuală, în Orientul Mijlociu, dispune de cele mai mari rezerve de gaz metan din lume. Și unde sunt? În Marea Mediterană. Deci pe costa Mării Mediterane, lângă Tel Aviv și ceva mai sus, mai spre Liban, au forat și au găsit două izvoare, să le spun așa, două surse de gaz metan, pe care una din ele au numit-o Leviathan, care este imensă, care poate să aprovizioneze nu numai Europa, să aprovizioneze toată lumea pentru peste 100 de ani de zile, să curgă într-una. Și eu cred că Israelul va ademeni Europa de vest și va spune, domnule, nu vă mai duceți până în Rusia. Noi suntem aici lângă voi, pe coasta Mediteranei. Este ușor, până construim o conductă de la noi în Europa, pot să vină vasele voastre, că suntem aici pe coastă. Încărcați și duceți gaz metan cât vă trebuie, lichefiat. Și în felul acesta, Israelul se va îmbogăți imens. Și când va veni rusul, va zice, ai venit să iei pradă? Trebuie să acumuleze Israel ceva bogății mari ca să răvnească Rusia la ele. Pentru că la ora actuală Rusia pierde în fiecare zi financiar datorită faptului că nu li se mai cumpără petrolul și gazul natural. Dar reacția Rusiei de a închide gazul și petrolul a fost la intervenția Statelor Unite de a bloca economic și de a pedepsi economic Rusia pentru războiul din Ucraina. De aceea, în mișcarea noului guvern israelian, eu văd o mână întinsă către Europa
Și văd de asemenea în spatele acestei mâini întinse, prin care să salveze Europa de la crize economică, energetică, văd pregătirea războiului din Ezechiel 38 și 39. Sunt aspecte profetice, perspective la care trebuie să vă uitați și să ne uităm cu atenție. Ce se mai poate întâmpla în Europa? Ce se mai poate întâmpla în Europa din punct de vedere profetic și social este următoarea situație. Cred că în anul acesta vor fi mari tulburări în Suedia, în Finlanda și în Danemarca. Veți zice de ce? Să vă spun de ce. Turcia este parte din NATO, iar Turcia, făcând alianță militară și politică cu Rusia și cu Siria, Rusia este foarte confortabilă să aibă Turcia ca partener, pentru că le va da informații despre ce se întâmplă în NATO, mișcările din NATO. Dar țările nordice au sesizat că Rusia este instabilă și președintele Putin bea cafea, nu știu, cu năut probabil, și de aceea ia deciziile care le ia. Finlanda și Suedia au cerut conducerii NATO să le se permită să intre în NATO. Cine credeți că se opune? Toate țările NATO trebuie să aprobe. Cine credeți că se opune? Turcia. Turcia. Datorită acestei opoziții, eu cred că populația din Suedia, din Finlanda și din Danemarca, văzând pericolul pe care l-ar putea avea din partea Rusiei, populația din aceste țări se va agita împotriva emigranților și sunt foarte mulți emigranți islamici, sirieni, turci, iranieni, în Suedia, în Danemarca și în Finlanda. Și cred că aceasta va face agitație ca și un fel de război civil, de tulburări civile în nordul Europei, pentru că Turcia nu vrea să admită intrarea acestor state în NATO. Finlanda are 800 de mile, deci 1500 de kilometri de graniță cu Rusia. Ori dacă intră în NATO și NATO pune acolo rachetele lor și centralele lor de supraveghere a Rusiei și a tendințelor de hegemonie rusească, sigur că la Rusia nu-i convine lucrul acesta. Și aceasta, din nou, îl pregătește pe Gog, pe celălalt, nu pe ăsta care e păstor, îl pregătește pe Gog să-și facă bine planurile și socotelile, să zică, domnule, cine ne încurcă pe noi în toate planurile acestea? Israel. Ne-a luat și venitul cu energia, controlează politica în Orientul Mijlociu, trebuie să punem la punct ținutul acesta. Și lucrurile acestea nu fac altceva decât să grăbească războiul lui Gog și prin aceasta a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Ce se mai poate întâmpla în anul acesta? Și ce se mai poate întâmpla? Răpirea bisericii. Văd că nu vă interesează. Răpirea bisericii. Se poate întâmpla în anul acesta. Poate nu terminăm serviciul divin și are loc răpirea bisericii. De ce? Pentru că răpirea bisericii, spre deosebire de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, răpirea bisericii este un eveniment care se întâmplă iminent, dintr-o dată,
nu are nevoie de alte evenimente profetice care să se împlinească înainte de răpirea bisericii. Nu este legată de niciunul din evenimentele profetice despre care v-am vorbit că e posibil să desfășoare în anul în care am intrat. Haideți să vă fac o prezentare între ce înseamnă răpirea bisericii și ce înseamnă a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că între cele două evenimente, răpire și a doua venire, acum știm din Scriptură, după Daniel, sunt 7 ani. Uitați care este diferența. Am să vă prezint câteva diferențe majore. Răpirea bisericii însemnează transbordarea sfinților de pe pământ în cer. La a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos nu este nicio transbordare. 2. La răpirea bisericii, cum am spus, sfinții din biserică, deci numai membrii bisericii născuți din nou și găsiți în credință, care sunt în viață, sfinții din biserică și cei morți care au murit în credință, sunt duși în cer. La a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, sfinții care au fost duși în cer coboară pe pământ. Iuda 14 și 15, iată că vine Domnul cu zecile lui de mii de sfinți. Acum, ca să vină cu zecile lui de mii de sfinți, a trebuit întâi să vină după zecile lui de mii de sfinți. Altfel, cum să vină cu ei, dacă n-a venit după ei prima dată? Și ca să vină după ei prima dată, asta înseamnă răpirea bisericii. 3. La răpirea bisericii, pământul nu este judecat. Nu are nimic de a face Domnul cu pământul. La a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, pământul este judecat, este lovit cu mânia lui Dumnezeu. 4. Răpirea bisericii este un eveniment care se întâmplă iminent, oricând, în orice moment. Și lucrul acesta este valabil, nu-i subiectul meu acum, dar pot să vă prezint documente de la părinții bisericești, deci din secolul al doilea până astăzi. Deci aceasta a fost învățătura bisericii de la început, deși mulți se ridică și spune în vechime, în părinții bisericești nu au vorbit despre aceasta. Nu știu despre ce vorbesc cei care fac astfel de afirmații și n-au citit probabil, n-au deschis o carte să se uite și să vadă. La a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos sunt evenimente care sunt prezise că trebuie să se întâmple înainte de a doua venire, cum sunt cele despre care am vorbit în seara aceasta. 5. Răpirea bisericii nu este prezentată deloc în Vechiul Testament. A doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos este prezentată în Vechiul Testament. 6. Răpirea bisericii este numai pentru credincioși, pentru sfinți. Afectează numai sfinții. A doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos afectează toată populația. Sfinți și nesfinți. Oi și capre. 7. Răpirea bisericii este înainte de mânia lui Dumnezeu. A doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos conclude ziua mâniei lui Dumnezeu. 8. La răpirea bisericii, frașesurilor, doamnelor și domnilor, nu se vorbește în Scriptură un cuvânt despre Satan. N-are Domnul de lucru cu Satan. La a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, Satan este închis pentru 1000 de ani. Eu cred că este o diferență mare, nu? 9. La răpirea bisericii, Iisus Hristos vine după ai săi. La a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, Iisus Hristos vine cu ai săi. Nu după ei, cu ai săi. La răpirea bisericii, Iisus Hristos vine, deci 10, se oprește în aer, în văzduh. La a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, Iisus Hristos coboară pe muntele măslinilor, în Israel. Ați citit asta? Ați citit. 11. La răpirea bisericii, Iisus Hristos își ia mireasa. La a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, El vine cu mireasa. Cu biserică. La răpirea bisericii,
Iisus Hristos nu este văzut de nimeni, ci doar de cei care sunt răpiți și înviați din morți. Nimeni. La a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, orice ochi îl va vedea. De ce eu sunt necăjit când aud cântări și poezii? Sora Dorina, să nu vă supărați, că nu e vorba de dumneavoastră, e vorba de alții care vin la noi și ne vizitează. Dar sunt cântări și poezii că, și plâng că orice ochi îl va vedea. Nu îl va vedea orice ochi. Dacă vine pentru biserică, nu îl vede nimeni. Este ca un hoț. Cine vede pe hoț? 13. La răpirea bisericii, după răpirea bisericii, începe necazul cel mare. La a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, începe mileniul. Începe împărăția de 1000 de ani. De aceea putem să avem harul acesta, ca anul acesta să aibă loc răpirea bisericii. Eu mă rog să se întâmple lucrul acesta. Vreți și noastră? Nu trebuie să mai avem nici sfârșit revelion anul acesta, pentru că o să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos în împărăția Lui glorioasă și o să ne bucurăm împreună cu sfinții din totdeauna. Prin urmare, la concluzia acestei perspective profetice, sunt evenimente mari care se pot desfășura sub ochii noștri. Le-ați văzut, le-ați auzit, le-am prezentat, zic eu, cât am putut de bine și de simplu, ca să pot să fiu înțeles de orice cuget omenesc. Încă o dată, nu sunt dogmatic, cunoaștem în parte, dar dacă ne uităm bine în cuvântul Domnului, lucrurile pe care vi le-am prezentat sunt așa cum le-a spus Domnului Daniel. În vremurile din urmă, cunoștința va crește. Ele se desfășoară sub ochii noștri. Dacă un prim-ministru spune, vrem să construim al treilea templu, atunci trebuie să ne gândim că vremea este scurtă. Este scurtă. Dacă un rege spune, dacă mergeți pe Muntele Sfânt, Moria, Muntele Templului, Haram al-Sharif, cum îi spune ei în arabă, și ne provocați, suntem gata să răspundem. Situația este de așa manieră încât lumea este încordată și lucrurile acestea, și cu aceasta am concluzionat, când lumea este încordată, ascultați-mă bine ce vă spun, când lumea este în tensiune și nu se mai știe cum să se iasă din ea, că o să fie în anul în care am intrat, dacă Domnul ne ajută până la capăt să ajungem, o să fie criză și în alimentări, deci criză de hrană, o să fie produse mai puține, benzina o să crească iară, vor fi probleme. Când sunt probleme de felul acesta, nu știu dacă v-ați uitat în istorie, uitați ce fenomen se întâmplă. Întotdeauna se ridică un dictator care rezolvă problema. A fost criza economică mondială, prăbușirea bursei în 1929. Cine s-a ridicat? Hitler! Hitler! Ce dictator credeți că poate să vină, să se ridice, să facă ordine? Anticrist. Anticrist. Dar, mulțumim Domnului că Domnul ne face harul să nu avem treabă cu el, să nu avem treabă cu el și să ne rugăm Domnului să fim parte din aceia care auzăm trâmbița și am zburat în sus. În curând noi vom pleca, o, ce fericită zi! Este drept? Să ne ajute Domnul! Amin!